gata? M-am născut gata. Vrei să încerci? Vreau să încerc. Dar tu observi un lucru. Ce anume? Mâța la tine nu vine. Sami! Hai! Hai! Așa. Să te vedem. Glauber de Andrade Rocha. Este un regizor care a avut un mare aport asupra cinematografiei. Glauber s-a născut în Vitoria da Conquistas, morții măsii, Bahia, Brazil, Caruce. Deci, începem cu începutul. Rocha s-a născut în Brazilia pe 14 martie 1939 și s-a mutat cu familia în Salvador când avea doar 9 ani, unde a studiat într-o școală presbiteriană. Băi, dar ce înseamnă presbiteriană? Religie. Ai, serios? În timpul adolescenței a dezvoltat un mare interes pentru artă, în special teatru și cinema. La vârsta de doar 16 ani, a început să lucreze independent pentru un ziar local. La 16 ani, îți închipui? Așa. Nu. A fost un moment de glorie pentru mine. Și crezi că eu nu pot să pun camera și să mă asigur că se aude tău? Păi te rog. Vezi? Și ne stă până. Aceste 100 filme, cele mai bune făcute vreodată, lista acestor filme nu este făcută de mine, sursa nu vreau să o divulg încă, dar pe parcursul filmării a mai mult de 50 de episoade deja, câteodată mi se întâmplă că eu mă uit la film și rămân cu what? Deși filmul ăsta e în listă. Filmul despre care vreau să vorbesc astăzi face parte din acele filme pe care eu nu le-am înțeles. Nu că nu le-am înțeles, dar am pus întrebarea de ce el e în această listă. Citind despre el, cred că am înțeles. Mi se pare totuși un fenomen. Nu știu dacă am să reușesc să redau sau dacă am înțeles eu corect, dar hai să încercăm să explicăm. Glauber Rocha s-a născut în Vitoria da Conquista, Bahia, Brazilia. Não embala aqui no meio de campo não. Pode vir até aqui, depois vai pro fundo outra vez, faz umas duas ou três evoluções. Abandonează facultatea după 2 ani când în 59 face primul lui film de scurt metraj care se numește Patio. Renunță la facultatea de drept pentru că filmul are un oarecare succes și decide că vrea să devină regizor. Foarte activ politic, o trăsătură care va avea o influență enormă în creația sa. Membru al stângii radicale braziliene, el a ajutat la înființarea unui partid politic la sfârșitul anilor 50, care a cerut o revoluție populară anticapitalistă. Ce m-a impresionat pe mine la Rocha e vârsta la care el filmează. Născut în 39, filmul Patio de scurt metraj apare în 59, când avea 20 de ani. Primul film de lung metraj în 62 avea 23, da? Corect? Fac matematică. La 25 el face Black God White Devil. De toate 35. Da, eu de mamă 35, tu îți dai seama. La 28 face Terra M Transe și la 30 face Antonio Das Mortes, filmul despre care o să vorbim azi. Aceste trei filme sunt o trilogie, nu știu anul, dar acum recent, după 2000, poate chiar după 2010, a fost făcut un top 100 filme braziliene cele mai bune. Deci în top 100 filme braziliene, 5 filme de-a lui Rocha intră. 5 din 10. Asta vorbește nu că filme braziliene sunt puține, dar vorbește că filmele lui Rocha sunt bune. Spuneam de trilogie, da? Deci, Black God, White Devil din 64 a fost nominalizat la Palme d'Or. Filmul care l-a făcut la cât am zis? La 23? 23. 25. Terra in Transe a primit premiul Fipresci la festivalul de la Cannes. Și în 67 Antonio Das Mortes
a primit premiul cel mai bun regizor la Cannes. Atunci îți pare că citești. Citesc? Baby, nu vreau eu să țin minte niște ani. Asta e plictisitor. Trei premii mari până la 30 de ani. Na. Da, eu și. That's poetry, but you can also say it's politics. But the poetry is first. So maybe he's right. I got to Glauber Rocha, I met over the years, then I started making films. There's no doubt Antonio Dos Mortes had like a major impact on Mean Streets and on Raging Bull. On Raging Bull, we put in some Brazilian music in homage to Glauber. There's a couple of pieces of music in there. Filmele sale sunt remarcate pentru numeroasele lor nuanțe politice, abordând adesea situația pasiv-agresivă a lumii a treia. A fost unul dintre cei mai influenți regizori de film, reprezentanți ai noului val brazilian, care se mai numește Cinema Novo. Apariția acestui val se datorează mult mișcărilor existente deja, așa anume, neorealismul italian și nou val francez, despre care am vorbit. Cinema Novo este un gen și o mișcare de film remarcată pentru accentul pus pe egalitatea socială și pe intelectualism. A avut loc în anii 60-70 Brazilia, s-a format ca răspuns la tulburările dintre clasele sociale și rasiale, atât în Brazilia cât și în Statele Unite. Filmele produse sub ideologia Cinema Novo se opuneau cinematografului brazilian tradițional, care în mare parte era alcătuit din comedii, musical, foarte asemănător Hollywoodului de atunci. Glauber Rocha, datorită avantgardismului și experimentelor sale cinematografice, este astăzi considerat unul din principalii reprezentanți a acestei mișcări, a acestui nou val, Cinema Novo. Criticii împart această mișcare în trei faze, care diferă ca stil, tonalitate și conținut. Hai să vedem ce este cu acest conținut. Filmul Antonio Dos Mortes. I never seen anything quite like the combination of styles and quite honestly just the humanity and the passion of the film was so powerful. So when Antonio Dos Mortes opened at the Bleecker Street Cinema and I saw the name Rocha, you know, I went immediately to see this. At that time every day, or every, maybe I exaggerate, every 3 days, there was a new masterpiece from Italy, from France, from Japan, from everywhere. I mean, it was all over. And all of a sudden, Antonio Dos Mortes comes on the screen and wipes them all away. Denumirea Antonio Dos Mortes este un titlu internațional al filmului, așa îl cheamă personajul principal din film. Denumirea originală a filmului sună în felul următor: Dragonul Răului împotriva Războinicului Sfânt. Titlul se referă la legenda luptei Sfântului Gheorghe împotriva unui dragon care a devastat un sat pe care l-a vizitat. Problema filmului e la nivel de background-ul informațional de care ai tu nevoie ca să înțelegi tot despre ce-ți vorbește. De asta m-am uitat a doua oară la film. Când spun background informațional, nu-i doar politic actual, dar și istoric. I don't have the intellectual background of understanding the politics and understanding the nature of what was going on in Brazil at the time. Nici nu știu cum să, de unde și cum să încep. Hai să încercăm. Prima scenă din film, care mi-a plăcut tare, mi s-a părut original să începe în așa mod filmul și simte deja tonalitatea. Un bărbat matur explică unui grup, nici nu că explică, recapitulează anumite informații unui grup de copii. Când a apărut Brazilia? Și așa e tăiat. În 1800, tata. În care a fost descoperit Brazil? De novo, mili? Isso. Când Brazilia a căpătat independența și copiii. Ta 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 ta. A independență do Brasil în ce an a fost? 1822. Încă o dată. Ta 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 ta. De nou, 1888. Date istorice concrete legate de istoria Braziliei
pe care și un copil le cunoaște, da? Adică la mintea unui copil. Eu cred că regizorul care începe filmul cu această scenă vrea de parcă să bată în cuie, știi, niște dovezi clare care nu pot fi puse la îndoială. A, și el mai întreabă, în ce an a murit Lampiou? Și îți dai seama numai să începe filmul și tu, în ce an a murit Lampiou? Și cine e ăsta? Și așa e teza, în 1934. Am dat multe căutări pe Google ca să-mi dau seama despre tot ce se vorbește. Cine e acest Lampiou? Care-i background-ul istoric? După scena cu copiii, următoarea scenă. Noi vedem mulțime săteni, mulțime care arată și este filmată în maniera neorealismului italian. Această mulțime cântă și dansează, nu știu, de parcă ar fi o sărbătoare, un eveniment, un ritual al lor. După care, într-un pub, îl vedem pe personajul nostru, Antonio Das Mortes. Antonio povestește cum l-a întâlnit pe Lampiou. Dar eu încă n-am spus cine e Lampiou. Eu am spus numai când a murit Lampiou. Cine e Lampiou? Cel mai faimos bandit Cangaso. Scurt istoric, nu e legat de filmul ăsta, de la căutările mele pe Google. Până în 1834, termenul de Cangaseiro era deja folosit pentru a se referi la cetele de țărani săraci care locuiau în deșerturile din nord-est. Purtând haine și pălării din piele, revolvere, puști și cuțitul lung și îngust cunoscut sub numele de Peixeira. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, în acea regiune existau două grupări principale de haiduci înarmați. Una din ele se numește Jagunços, ăștia erau mercenarii care lucrau pentru oricine dă bani. De regulă, ăștia erau oamenii bogați, fermieri, care vroiau fie să-și păstreze teritoriile, fie să-și le mărească. Și apelau la acești mercenari, această grupare de bandiți. De altă parte, erau Cangaseiros, sau Cangaseiri, Cangaseiros. Acești bandiți aveau sprijinul celor mai sărace pături sociale. Lampiou este cel mai faimos bandit Gangoseiros. Apoi, acum ne întoarcem în pub unde îl vedem pe Antonio. Și Antonio povestește cum l-a întâlnit el pe Lampiou. Eu ia până un camion, ai încontrat Lampiou. Cred că este a treilea cadru în film. Scena cu copiii e un cadru. Scena cu mulțimea, a doilea cadru. Poate acolo mai există vreun cadru, nu știu. Nu ți-l minte? Și în pub, un cadru lung cu Antonio care povestește și camera încet înaintează spre el. Dar tipajul lui Antonio, cum e îmbrăcat, bărbos, anturajul. Mai e foarte interesant compilații ca stil, ca stil vizual, cum arată deja aceste trei cadre, acum am dat seama. Primul cadru te trimite la neorealism, vedem casele, niște vaci care trec, niște țărani pe acolo care trec. În a doua scenă vedem concret mulțimea, dar al treilea cadru e parcă fez un film western. Am zis, tipajul, anturajul, coloristic se trimite spre western și el povestește. M-a văzut în față și m-a întrebat dacă nu vreau să fac parte din gruparea de bandiți a lui. Și eu mândru am răspuns că nu. Și un prieten de-a lui, cel mai apropiat, hai să-l ucidim, dar Lampiou nu m-a ucis, ca după asta să ajung în confruntarea cu el, pentru că Antonio face parte din cealaltă grupare de bandiți, care se numește Jagunços. El a fost martor la moartea lui Lampiou, sau posibil chiar el l-a ucis. Dar asta a fost în trecut. În primul cadru noi am aflat că nu a murit Lampiou. Și acum el deși povestește asta, pentru că el a aflat că acolo, într-o localitate din Brazilia, mai există bandiți Cangaseiros. Și dacă asta e așa, eu trebuie să mă duc și să văd. Magdalena, adă pălărie și dă pușca. Înțelegi? Și erou avem noi. Dă pălărie și pușca, eu mă duc. Madalena, ala gente abre meu pavufel. E
Apoi meu papa amarelo cu chapeau. Așa, el merge în Jardim de Pirania. Și aici noi facem cunoștință cu următoarele personaje. 1. Matos. Laura, pare-mi să o femeie. Și Colonelo, care e și fermier. El e acela bogat. Trecutul istoric și spune. De regulă, aceștia apelau la Jagunços, da? Ca să lupte cu Cangoseiros. Și acum, dacă aici există Cangoseiros, aceste lupte banditești sunt de trecut. Colonelul nu-i place ideea lui Matos că ăsta a adus un Jagunços ca să rezbrească cu Cangoseierii și înțelegi? Și noi vedem că colonelul e orb. Laura era gen relație oficială cu colonelul, dar pentru că acela e orb, cu Matos. Și de fapt, Matos. Și de fapt, aici Laura, ca femeile spurcă-te. Nu, tu doar știi, nu? Laura îl pune pe Matos să-l ucidă pe colonel ca el să devină primar și lor să le aparțină tăt, înțelegi? Are fata planurile ei. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo. Bun. Antonio ajunge aici. Matos îl liniștește, n-atrage atenția la moșneag. Bag-te acolo, tot normal, bucată-ți de treaba ta. Uși de Cangoseiros și... După care, următoarea scenă. Pe versantul unui munte, noi facem cunoștință cu Coiran. Coiran și este acel bandit... De fiecare dată uite. Cangoseiros. Coiran și este cel bandit Cangas. Coiran și este cel bandit Cangaseiros. Și îl vedem alături de Sfânta Barbara într-un parc ritual. Nu cunosc cultura braziliană. Din nou apare muzică, mișcări, mulțime. În această scenă, pe lângă faptul că facem cunoștință cu Coiran, antagonistul lui Antonio, da? Antonio venit să omoare pe Istan. Aflăm și intenția lui Coiran, care are drept scop răzbunarea în numele lui Laminou. Lutanus ca fundo do medo. Îl vedem din nou pe Antonio, foarte similar cu scena din pub, unde el deja îi povestește lui Matos. Câți Cangaseiros a ușit el sute și moartea acestor oameni îl macină. Viața n-are sens și uite acum el a aflat că există Coiran și asta devine o nouă provocare pentru el, știi, din nou a căpătat sens. Adică, na, noi vedem cât de tare unul pe altul vor să nimicească. Și acum, scena care pur și simplu mi-a dat peste cap. Până aici filmul a mers cum a mers. Mi-a plăcut. Următoarea scenă, confruntarea dintre Antonio și Coiran. Nu știu cum să-ți descriu ce am văzut. Ori eu nu înțeleg. Dacă tăi ce-ți povestesc eu, hai și ar tu să-ți imaginezi. Dacă tăi ce-ți povestesc eu, în mintea ta se creează la modul serios, da? Acum eu îți descriu scena și tu mi-mi spui cum în mintea ta asta arată sau spupă cu tot ce s-a imaginat până acum sau nu. Practic toți oamenii satului adunați în cerc, pe fundal stau bătrânii, babele, copiii, care așezați, care în picioare, cântă, dar în centru Coiran și Antonio merg așa practic, știi, umăr la umăr și se uită unul la altul. Și cu monologuri epice. Tu chiar ești Cangaseiros și ăsta îi spune că da, și e că așa, și așa, și dacă tu așa, eu așa, și pe tine astea așa, astea așa, și apare cadrul cum ei se bat. Dar pe fundal, în timpul ăsta, tățatul cântă. Și pe acolo mai vedem colonelul, Matos și acelalte personaje care au mai apărut în film. Apare cadrul Antonio și Coiran cu o batistă roz în gură,
care unul ține de un capăt și altul de alt capăt și îi țin batista asta cu dinții și în timp ce țin batista cu dinții se bat așa cu seghele, parcă sunt niște seghi din lemn. Nu știu cum îți pare, așa ar trebui să ai bloc confruntarea între ei, în văzul tuturor și foarte demonstrativ, parcă nu, nu? Dar asta la și te trimite. Eu ca să-mi confirm gândurile mele, nici la desene animate nu mă trimite. Parcă am văzut o scenă de teatru, nu mă refer la faptul că teatru înseamnă jucat prost, nici că e exagerat, un teatru, parcă am văzut un teatru în cadrul căruia asemenea manieră de a juca este acceptată, ceva de genul. Faptul că pe fundal avem această mulțime care cântă, tot ce se întâmplă arată de parcă ar fi un balad, nu știu, dar care la posibil sărbători prin sate poate fi cumva în felul ăsta folosit o metodă de a distra lumea sau ceva de genul, înțelegi ce spun? Eca este zmeu și eca este făt frumosul și babile și moșneții cântă și noi vedem ca niște păpuși cum acolo pa 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 și așa este un vins și așa am simțit-o. Și asta e ciudat, sau nu, în cadrul unui film mi se pare ciudat, foarte ciudat. De ce? Bun, în urma confruntării, Antonio învinge, dar Antonio nu-l omoară. Intervine Santa Barbara. Și în timp și noi îl vedem pe Coiran, pe patul de moarte însângerat, cum el moare. Nu moare un om așa. În interiorul lui Antonio ceva se schimbă. El este foarte curios să afle mai multe detalii despre Coiran din gura lui Santa Barbara. Și el se întâlnește cu dânsa. Spațiul în care el se întâlnește cu dânsa e destul de pustiu. Vedem deșert. Cum arată imaginea? Tu să-l vezi pe acest Antonio. El arată epic. El arată bine. Cum e îmbrăcat și batista roz, barba, pălăria. El a zis Magdalena de pălărie. Și el se apropie de dânsa, te trimite din nou spre western. Ei discută, dar parcă ar fi o scenă ruptă din realitate. Spațiu unde are loc Sfânta Barbara, Antonio, care a ușit să atâtea sute de bandiști Canga Seiros. Și aici Santa Barbara îi spune că dacă moare Coiran, vei mor toți cei săraci. Înțelegi de ce? Du-te și treci pe căile focului lumii cerând iertare pentru crimele pe care le-ai comis. Aceste fraze, cum sună ele, unde te trimit? Nu te trimit parcă într-o poveste, într-o baladă. Nu am menționat încă, dar toate acțiunile care ți le-am povestit și care urmează în acest film sunt intercalate de scene în care se cântă. Pensando em dia fica rico. Versuri care trimit mult spre ceea ce înseamnă o baladă. Bine, că dacă trebuia să caut sau să știi, știi, cred că e baladă. Dar care-i scopul unei balade? Balada are la bază un adevăr careva sau? Că e mult legat de Lampiou, atât de tot trecutul ăsta în acele versuri. Dar el fiind atât de faimos în trecut bandit, lumea putea să-l preamărească în cânt și în nu știu ce, aestea-s balade? Și această muzică joacă un rol foarte important, face parte din linia narrativă
a filmului. Ea ajută mult la dezvoltarea istoriei. De regulă, muzica cum se folosește în film? Contribuie la crearea unei anumite stări pentru a accentua ceva. Aici muzica face parte din a povesti istoria. Și fiind folosită tot parcursul filmului și muzica e tradițional braziliană, totodată aceste intercalări cu muzică care povestesc istoria și deja scenele în maniera lor cum ți le-am descris eu, în mintea mea parcă începe să fie acceptat ca un tot întreg, ca concept bine gândit. Dar el este suficient de avantgardist, cred că și experimental, așa cum și este caracterizat Roșa. Fiind asta o mișcare nouă în Brazilia care se opune la ceea ce înseamnă musical clasic, comedii clasic sau filme alea Hollywood. Mai Tudor, hai să terminăm. The music for me is narrative in the film. It tells the story, the music. And I became obsessed with the music. I finally got copies of all of it and I put it on my audio tape, and when I was driving, I was living in Los Angeles in 1972 to 1983, and I played in the car all the time. După întâlnirea cu Santa Barbara, Antonio înțelege cine este adevăratul inamic și se întoarce înapoi cu condiția ca colonelul să ofere produse alimentare sătenilor. Colonelul și normal că nu acceptă și conflictul mai departe urmează între Antonio și colonel. În aceeași manieră neorealistă, western, mitologie, folclor brazilian, muzică, baladă, cred că. Așa, punct. The thing about Antonio Dos Mortos was that, yes, it takes elements of the American Western, but also translated through the Italian Western at that time. There were, how can I say, I could not react to the picture analytically because I was overwhelmed by the film and I was overwhelmed by the style of the film. It's almost as if it's something that was from primeval times where the people in the film look as if they came out of the earth, you know. This is like a primal mythology that was created up there on the screen, but interestingly enough, not just from the tradition and the culture of Brazil, which was kind of new to me, but also from different cultures and different, not different cultures, different styles of filmmaking. From Italy, from America, from the American Western. Hai să nu uităm de faptul că Roșa primește premiul cel mai bun regizor cu acest film. Pe lângă trecutul istoric, sunt convins că în acest film există și probleme actual politice braziliene pe care Roșa le combină cu misticismul și folclorul brazilian. Chiar dacă pare o istorie banală, dar regizorul o povestește într-un mod alegoric, scoțând în față muzica și folclorul. Asta mi se pare, nu știu dacă pot cu ceva compara, o combinație de stiluri, să nu-i spun interesantă, unică. Într-un interviu, Roșa a spus: filmele mele braziliene aparțin unei perioade întregi în care generația mea a fost plină de vise și speranțe sălbatice. Sunt pline de entuziasm, credință și militantism și au fost inspirate de marea mea dragoste pentru Brazilia. Filmul e din 69. În 70, Jean-Luc Godard îi propune să apară într-un film de-a lui, într-o secvență. Roșa a refuzat, dar mai târziu a acceptat și în filmul Wind from the East 1970, făcut de grupul Dziga Vertov, apariția lui Roșa în acest film este o scenă unde el se află la o intersecție de drumuri, apare o femeie și Roșa îi arată direcția spre Cinema Novo. Para lá é o cinema desconhecido, o cinema da aventura. Para aqui é o cinema do terceiro mundo. É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. É o cinema da opressão de consumo imperialista. É um cinema perigoso, um cinema divino e maravilhoso. É o cinema da repressão, da opressão fascista, do terrorismo.
É um cinema e lá, tu as senti la complexité des luttes. Tu as senti qu'il te manquait le moyen de les analyser. É um cinema bola bola de Miguel Borges. É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. É o cinema que vai construir tudo, a técnica, as casas de projeção, a distribuição, os técnicos, 300 cineastas por ano para fazer 600 filmes para todo o terceiro mundo. É o cinema perigoso, divino e maravilhoso. É o cinema da tecnologia que tu es revenu à ta situation concrète. En Italie, en France, en Allemagne, à Varsovie, à Prague, tu as vu que le cinéma matérialiste naîtra seulement lorsqu'il s'attaquera en termes de lutte de classe au concept bourgeois de représentation. În 71, în timpul dictaturii militare braziliene, părăsește țara, a locuit în mai multe locuri precum Spania, Chile și Franța, în cele din urmă mutându-se pe Riviera Portugheză. Nu s-a întors acasă până în ultimele sale zile, când a fost transferat de la Lisabona, unde primise tratament medical pentru o infecție pulmonară. A rezistat la spital câteva zile, dar în cele din urmă moare în 1981 la vârsta de 42 de ani. Acest film, care din prima nu l-am înțeles, după și m-am documentat un pic, dacă meditațiile mele cât de cât ating adevărul, efectul acestui film asupra mea este unul foarte pozitiv. El mi-a dat peste cap toate convingerile mele în ceea ce privește cinema, da? Sau ce înseamnă cinematografie. Reieșind din tot ce am vorbit până acum, hai să luăm mișcările realiste. Fie asta Ziga Vertov sau realismul poetic sau neorealismul italian, acei oameni care au tendința de a se apropia de realitate, de a fi cât mai veridici. Pe de altă parte, Hitchcock, care spune că veridicitatea de dragul veridicității pentru și. Am dat câteva exemple de gândire a regizorilor care clar duc în direcții opuse. Sau Bergman când face Seven Seal. Noi vedem în cadru un om îmbrăcat total în negru, machiat, pe care noi trebuie să-l acceptăm drept moarte. Și Bergman atunci a spus, filmul este arta în care spectatorul poate accepta asemenea convenții. Asta nu îl împiedică ca el să conecteze la istorie, da? Și să o urmărească până la capăt. Aici vreau să mă opresc. Toți acești oameni cu gândire diferită și mod de a crea film, de fapt, toți au dreptate? Într-o oarecare măsură, cât de veridic n-ar fi ceea ce se întâmplă pe ecran, nu trebuie să uităm de faptul că până la urmă filmul este o convenție, adică e un spațiu cu regulile lui, reguli create de regizor pe care noi spectatorul le acceptăm. Desori le acceptăm inconștient, presupun că, fără să ne gândim la asta, Roșa, prin combinația interesantă de stiluri, influență suficient de opusă una cu alta, plus genuri, da? Pe de o parte ai western, pe de altă parte ai tendință spre realism, sau, dar nici nu, el din neorealismul italian nici nu a luat tendința spre realism, cât încărcătura cadrului cu spiritul acelei națiuni. Combinația lui este atât de... Și asta e de bine, pentru că astea sunt momentele când noi, de fapt, nimărim orizonturile la ceea ce înseamnă cinema și înțelegem infinitatea posibilităților de a combina, de a modifica, de a adapta, de a te juca, nu doar cu genurile, cât și cu stilurile, cumva așa. I think one of the reasons I've shown this to actors over the years, or I've shown it to cinematographers, was again to break through. Because to break through a kind of a prison of the system, you know, in a way. You have so many wonderful young actors who, unfortunately, at times are used by the system. They do wonderful performances. Then they're put in a big Hollywood film, which is about a cartoon character. It might shock them into having fortitude and strength and overcoming those problems. You could do it. Some have done it over the years. Some have done it. There have been great actors who started in the 60s are still working, you know. But I see now what's happening is that people are used up in two days and gone. And I see pictures like this. I say, remember, this is also cinema. This also can happen. This is also film. This is also movies. Because cinema sometimes has a bad connotation in terms of becoming, something that is counterculture.
Dacă pentru tine cinematografia este egal cu Hollywood, atunci acest film sigur nu pentru tine. Dacă iubești să mai vezi și altceva, încearcă. Adică nu știu dacă, dar cred că niciodată n-aș recomanda filmul ăsta unui spectator nepregătit cât de cât. La nivel de unele filme, cât de important este să cunoști niște curente, niște oameni, da? Din trecutul istoriei cinematografiei, ca să poți să înțelegi arta cuiva. Nu știu cât de corect este asta, din punct de vedere comercial, sigur nu, dar ca valoare artistică, cinematografică, este foarte important, pentru că pot fi lucrări care poate nu atât de cunoscute publicului larg, cât contribuie la dezvoltarea cinematografiei, anume influențând sau, iată, creând niște dubii în cap cuiva sau demonstrând cuiva că nu poate fi doar așa, dar uite și așa, tu îți dai seama, tu ai acceptat asemenea convenție. Uite cum a făcut el, sau uite cum așa. Pe lângă această formă mai există conținutul, care am spus, reflectă probleme politice, mai are un trecut, zonă care nu o cunosc atât de bine ca informație. Adică pentru cei din Brazilia, cu siguranță, contează mult. Și nu doar pentru ei. Dar pe mine mă interesează mai mult limbajul cinematografic, gândirea regizorului, cum o crea. Da? Iată, aici m-am oprit. Ok, bun, asta e. Ce? Da. But I like very much Antonio is the one I keep checking back with. I keep showing to people if I think they deserve it. Because sometimes people, some people are gone. I mean, some people like zombies, and no more feeling or something. I don't know. And I think it's good to show it to people who will, you know, that it might help them in their work, or even if they reject it, it's something for them to have a reaction to, rather than what's being presented today. But no, I think it's Antonio. I go back and forth with Antonio. The music is always in my head, and I know it very well. It's fresh, it's new, it doesn't cater to tastes of the box office, or I mean the box office in a bad way, you know, of a traditional, okay, now we're going to sit you down and tell you a nice story. This punches you in the face, you see, and wakes you up, it opens your eyes, and that's what you need today, more than ever.